depășiți pe stânga, pe cei care vă dăți cu vestea reflectorizantă. Și cam atâta, îi dau cuvântul colegului meu. Bună seara, bine ați venit! Ăsta va fi primul din o serie lungă de evenimente. Acesta va deschide, practic, sezonul 2012. Mulțumim pentru participare, suntem destul de numeroși, sperăm să fim din ce în ce mai mulți, suntem mulți și vrem să creștem. Avem din ce în ce mai multe vești bune de acest început de an. În București, poliția rutieră ne susține cu această ocazie. Pistele de pe trotuar au fost declarate periculoase pentru pietoni și pentru bicicliști. De aceea milităm pentru crearea de piste pe carosabil, lucru care sperăm să se întâmple cât mai recent. De aceea vor exista asemenea manifestări cât mai des. Masa critică va exista în continuare, bike walk, și vor apărea multe alte evenimente la care sperăm să fim prezenți din ce în ce mai mulți. Cam asta am vrut să spunem. Clubul Bicicliștilor mulțumim pentru ajutorul în obținerea aprobărilor. Împreună cu Bicol, Clubul Bicicliștilor, Masa Critică, Optar.ro, sperăm să avem un an cât mai bun ca bicicliști. Și încă o cerere din partea poliției rutiere. Dacă sunt minori în grup, chiar și însoțiți cu părinții, sunt rugați să rămână să se plimbe în parc. Minorii sub 16 ani nu au dreptul să circule pe carosabil. Le cerem scuze, dar astea sunt regulile din codul rutier. Ne pare rău. Thank you.